Weekend cu două anotimpuri la malul mării. Dacă astăzi cele 20 de grade din termometră i-au scos pe mulți la o plimbare cu tălpile goale, mâine va bate vântul pe litoral la propriu. Vremea se va răci brusc, iar meteorologii ne spun că mai avem de așteptat până când vom putea face plajă în voie. În costum de baie sau măcar de sculți pe nisip. Așa au stat turiștii veniți să se bucure de mare în weekend. Cei mai îndrăzneți au intrat și în apă. Puțin cam rece, dar după ce intri și ieși de mai multe ori, se simte mai caldă. E bine acum că e liber, nu e așa mult aglomerat? Da, e mult mai bine, e mai ok așa. Foarte frumos, chiar îmi place aici. Am fost la Muzeul Marin, după ne-am plimbat prin oraș, am fost să mâncăm, acum ne jucăm rațele și vânătorii. Copiii au construit castele de nisip. Fetița are o lună de când tot zici că vrea la mare, e mai cald ca la Iași. După baia de soare, toate drumurile au dus la restaurante. Vremea ne ajută, este foarte adevărat. Noi așteptăm să fie din ce în ce mai cald, să-i primim cum se cuvine, cu preparate proaspete. După cum vedeți, avem și midiile care suntem cei mai căutați pentru ele aici. În fața turiștilor. Bineînțeles, ca să vadă calitatea. În această perioadă, tarifele la hotel sunt reduse la jumătate față de cele din plin sezon. În ultima perioadă sunt din ce în ce mai multe evenimente. Pentru acest weekend am organizat un eveniment de mare anvergură de dans și iată că reușim, cel puțin această lună mai, care de regulă e mai slabă, să aducem turiștii pe litoral. Vremea schimbătoare de la malul mării pune la grea încercare planurile de vacanță ale turiștilor. Norocoșii care au venit astăzi la mare, pentru că sunt maxime de 22 de grade Celsius, cer senin și un soare generos. De mâine însă temperaturile scad din nou brusc, în unele zone chiar și cu 8 grade. Vor fi practic două anotimpuri într-un singur weekend. Vom avea parte și de averse, cantități de apă mai importante, în special prin Oltenia, sudul Transilvaniei, estul Banatului, vestul și sudul Munteniei. Vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat. La mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o ușoară încălzire a vremii, dar ceva mai semnificativ mai degrabă spre sfârșitul lunii. De plajă va trebui să mai așteptăm. Și săptămâna viitoare vremea rămâne mai rece decât ar trebui, cu temperaturi între 11 grade în Transilvania și cel mult 22 în Banat. Afli oriunde-i fi în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.